Astăzi facem Palatul Ludovic Santai. Ce m-a atras tot timpul la clădirea asta sunt atlanții și cariatidele și azi o să fac un detaliu de atlanți și cariatide. Și poate și o lucrare mare, nu știu, cu ansamblu, per ansamblu, dar o să vedem asta cum ține vremea cu noi. Palatul Ludovic Santoi a fost casa de raport a celui mai celebru arhitect al Aradului de la începutul secolului 20. Se spune că el a făcut peste 70 de clădiri în cariera lui. Este o clădire care îmbine foarte bine elementele secesioniste cu cele istoriciste, totuși predomină secesionismul dacă ne uităm, foarte multe asimetrii, foarte multe decorații de factură florală. Tot timpul când treceam pe aici am atras foarte mult felul în care cade soarele pe ea și cum scoate în evidență elementele de arhitectură și cum se completează cu clădirea de peste drum. Cum cade umbra de la Palatul Neumann peste ea și îi dă viață, practic. Deosebit este turnul, care nu-l vedem foarte bine, fiindcă e departe, dar are niște elemente decorative, mai ales în partea lui superioară. Conține acolo și un cartuș unde avem inițialele lui Ludovic Santoi, LS. Interioarele sunt din nou foarte interesante la clădirea asta. A făcut niște case ale scărilor foarte elaborate, care se termină cu vitralii, care încă își păstrează culorile. Prin oraș circulă vorba că Ludovic Santoi a sfârșit tragic chiar în mansarda clădirii pe care a construit-o. În vremea respectivă, la 1961, nu o mai avea în proprietate, ea a fost naționalizată de către regimul comunist. De altfel, toată familia arhitectului a ajuns să fie persecutată, fiindcă făceau parte dintr-o lume pe care comuniștii nu mai apreciau absolut deloc.